Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit! Vă fac acest clip pentru că vreau să vă spun câteva cuvinte despre un eveniment magic, un eveniment ce are loc mâine. Mâine dimineață, mai exact la ora 5 și 34 de minute, vom avea o fabuloasă și o magică lună plină roz în Zodia Balanță. Un eveniment minunat. Aș putea să spun un eveniment de care ar trebui să profităm cu toții. Această lună plină este tot ceea ce avem nevoie acum pentru a elibera și a curăța. Și această energie frumoasă ne ajută pe fiecare în parte, ne ajută să vindecăm. Ne ajută să vindecăm și vindecarea începe din interior, începe cu primul om și se termină cu ultimul, pentru că suntem un întreg, suntem conectați. Despre asta este vorba. Suntem împreună în absolut tot, suntem conectați, chiar dacă acum suntem puși în fața unei distanțări sociale, într-un fel sau altul. Putem să experimentăm o mulțime de sentimente în această perioadă, precum nesiguranță, incertitudine, frică, teamă, haos. Cred că cuvântul cel mai potrivit este haosul. Și noi ne confruntăm cu toate aceste, sentimente. Balanța, semnul în care are loc această lună plină, balanța este semnul echilibrului, al armoniei, al iubirii. Nu trebuie să uităm faptul că balanța este guvernată de Venus. Și având toate sentimentele astea de nesiguranță, de incertitudine, de frică, balanța este fix ceea ce avem nevoie. Energia lunii pline în balanță vine și ne ajută să echilibrăm, pentru că balanța este semnul echilibrului. Vine să ne ajute să păstrăm armonia. Este foarte important să păstrăm armonia în relația cu noi, dar și în relația cu ceilalți. Pentru că totul pornește de la fiecare în parte. Dacă ești într-o relație bună cu tine, vei face tot posibilul și vei încerca și vei reuși să fii într-o relație bună și cu, ceilalți. Această lună plină ne amintește un lucru foarte important, și anume acela că iubirea este antidotul pentru orice. Pentru că probabil că foarte mulți caut acum un antidot pentru situația în care suntem. Da, iubirea este antidotul pentru absolut orice, pentru că Venus egal iubire, iar Venus guvernează balanța. Bine, guvernează și Taurul, dar acum ne interesează balanța, pentru că luna plină este în semnul balanței. Împreună putem să reușim, îmbunătățindu-ne relațiile pe care le avem cu ceilalți. Și puterea noastră în acest moment stă în echilibru și în starea de calm. Aducem armonie, aducem iertare, aducem iubire. Bineînțeles că ne vindecăm sufletele. Despre asta este vorba, despre a ne vindeca sufletele. Vindecarea fiecăruia în parte, ușor, ușor, ajungem la vindecarea tuturor și vindecarea lumii, pentru că suntem conectați, suntem un întreg. Despre ce putem să mai spunem, sau ce putem să mai spunem cu privire la această lună plină? În primul rând, echilibrarea masculinului și femininului din noi. Masculinul, soarele care se află în berbec, da? Femininul, luna care se află în balanță. Echilibrarea femininului și masculinului. Este o lună plină foarte importantă, pentru că ne îndeamnă către transformare, către libertate, către a acționa pe toate sectoarele de viață, da? Pentru că putem să ne punem întrebarea: suntem în echilibru? Cât am dat, am primit? Cât am luat, am și dat? Ne aflăm în echilibru pe toate sectoarele vieții noastre? Puteți să vă puneți aceste întrebări și vedeți care sunt răspunsurile, pentru că energia lunii pline va ajuta la conștientizări.
veți avea o mulțime de conștientizări și veți avea o mulțime de răspunsuri. Desigur, dacă intenționați să le primiți și dacă intenționați să deschideți ochii, să vă dați vălurile de pe față, pentru că răspunsurile unor sunt la vedere, sunt în fața noastră, sunt ascunse la vedere, dar nu vrem să le acceptăm, nu vrem să le folosim, nu vrem să facem schimbări. Schimbările sunt destul de grele uneori. Dar această lună plină ne amintește că este momentul să ne transformăm, să facem schimbările, să fim curajoși, să acționăm, pentru că berbecul acționează, dar să acționăm într-o manieră plăcută, caldă, sociabilă, așa cum este balanța, da? Diplomată, în căutarea armoniei. E foarte important să fim într-o înțelegere, iertare, pace, armonie. Să restabilim armonia împreună, individual, dar și împreună, desigur. Aș putea să spun că este momentul perfect să vă faceți curaj, să îndrăsniți, să vă creați viața visurilor voastre. Este foarte important. Lună plină roz. Ce putem să facem noi la această lună plină roz? În afară de a ne vindeca sufletele, asta cred că ar fi titlul pe care l-aș spune fiecarei lunii pline în balanță. În primul rând, puteți să începeți ziua cu multă apă, un pahar mare de apă, cu lămâie, de ce nu? Deci puteți să începeți ziua cu multă apă. Mâine puteți să purificați un pic prin casă, să aprindeți bețișoare parfumate sau tămâie sau, eu știu, puteți să vă puneți în difuzor diverse uleiuri esențiale. Ideal ar fi să curățați prin casă, poate cu salvie, palo santo sau fiecare ce are. Ideal ar fi, bine, ferestrele le deschidem în fiecare zi să aerisim, ales acum că avem nevoie de aer, ar trebui toată ziua lăsate deschise, pentru că petrecem mult mai mult timp acasă. Deci purificăm prin casă, bem multă apă, ne facem o listă cu prioritățile noastre și începem să plănuim. Da, este foarte important să aveți o listă clară, să aveți claritate și să începeți să plănuiți. Focusați-vă pe imaginea de ansamblu. Focusați-vă pe ceea ce vă doriți să realizați în următoarea perioadă. Puteți să vă scrieți pe foaie, să vă faceți timp să vă scrieți pe foaie toate problemele pe care le aveți și pe care doriți să le eliberați. Cu sinceritate, cu încredere, e foarte important să ne eliberăm de ceea ce ne apasă pe suflet. Și oricum veți avea o mulțime de conștientizări. Dar prima oară începem cu un pahar de apă, curățăm prin casă, poate puteți să faceți seara sau în timpul zilei și o baie care să vă purifice, vă puteți pune niște muzică relaxantă, câțiva pumni de sare, sare grunjoasă de murături, puneți în cadă și poate flori sau diverse uleiuri și vă relaxați, vă eliberați de gândurile negative, de frici, de ceea ce vă blochează, da? Și după ce faceți această baie, puteți să scrieți pe o hârtie. Nu sunt obligatorii, adică puteți să faceți ce doriți voi, dar eu vă dau niște sugestii, da? Puteți să scrieți pe foaie de hârtie toate lucrurile pe care doriți să le eliberați, problemele pe care le-ați observat, cu care vă tot confruntați, care revin. Citiți această, la final mă eliberez de toate aceste situații care mă blochează, care mă supără, care mă duc într-o energie joasă, da? Deci intenția este de eliberare. Citiți cu voce tare această scrisorică pe care o puteți rupe sau arde dacă este, adică să nu dați foc la casă sau, Doamne ferește, puteți să o și ardeți dacă aveți posibilitatea să o faceți într-un mod bun în sensul să nu facem vreo pagubă, da? Sau pur și simplu o citim, citim cu voce tare, aprindem și o lumânărică sau mai multe lumânări și după ce am citit-o scăpăm de ea, o aruncăm, ne eliberăm. Cum doriți voi, prin ardere, prin rupere, prin o arunci în vânt, o faci bucățele și o arunci
mă rog, nu știu dacă e cel mai bine așa, dar găsiți voi o modalitate, o aruncați la baie. Vă va ajuta foarte mult să vă curățați și să aveți tot felul de conștientizări. Și chiar să vă vindecați sufletele, pentru că această energie magică, această energie frumoasă a lunii pline ne ajută să ne eliberăm, să primim claritate, să avem claritate și să atragem un echilibru în viețile noastre, pentru că această lună plină este despre iubire și despre echilibru și despre a aduce armonie în viețile noastre. O să vă simțiți foarte bine după ce veți scrie această scrisorică de eliberare. Puteți să meditați, puteți să vă rugați, chiar vă recomand să vă rugați și poate chiar să consumați o ceașcă de ceai de salvie. Îl recomand cu mare drag, purifică, este un foarte bun purificator și vă va ajuta să vă liniștiți, să vă puneți ordine în gânduri. Este foarte important să restabilim armonia în interiorul nostru și dacă fiecare în parte va face lucrul ăsta, având în vedere că suntem conectați, suntem un întreg, vom reuși să ne vindecăm cu toții, ceea ce este foarte, foarte important. Dacă veți face din cele pe care vi le-am sugerat, îmi puteți scrie cum v-ați simțit, cum ați simțit această energie. Poate că mulți dintre voi vor avea un somn agitat sau poate vor avea o mulțime de situații de rezolvat. Luna plină poate să scoată în față anumite situații, tocmai pentru că poate nu am vrut să le observăm, nu am vrut să le vedem și aduce în față toate lucrurile astea, să ne facem odată treaba, să scăpăm de ele și să le rezolvăm, să le eliberăm. Ce să vă mai spun? Profitați de această lună magică, este foarte frumoasă și foarte importantă. O listă cu priorități, apucați-vă de treabă, începeți să plănuiți. Momentul ideal să renaștem și să ne transformăm. Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți alături și vă doresc din toată inima mea ca această lună plină roz să fie una magică. Vă mulțumesc!